Bun. Salutare, suntem pe 27 iulie. E în continuare video anterior, dar dacă l-a fost făcut la prânz, în jurul orei 1, acesta este făcut după ora 6, în jur de 6 jumătate acum. Să vedem. Să ne uităm un pic. Sunt și eu curios cum arată familia. Din asta primul am zis că am făcut 7 roi, am lăsat și pe el pe 3 rame și bine, am lăsat cat. Și cum nu avea rame crescute, am migrat foarte mult în cat. Săptămâna trecută, văzând acest lucru, am ridicat doar catul, m-am uitat în partea de sus, n-am văzut Regina și am intervenit cu Gratia Hahnemann. Oare să o vedeam? Cred că se vede, mă gândesc. A? Sau mai în jos? Așa, cred că așa. Mă percep și eu, presim că fac niște filmări nebune. Am intervenit cu Gratia Hahnemann. Și acum sunt curios dacă Regina este sus sau jos. Sper să fie jos și să fie nimerit. Cum am uitat un cat, nu părea să fie. Mana, n-ai bun să știi. Uite, dacă s-o... Nu sunt. Aici am lăsat multă mâncare. Da, vreo 2 rame pontate și aici am cat. Mai departe. Da, mai așa. Miere. Miere. Să fi nimerit, mă, eu așa? Șmecher să fi fost eu? Care e puiet. O, ceva? O, nu se vede niciunul. Bravo. Puiet și aici, o? Nu. Hai mă, poate te-am păcălim. Poate te-am păcălim. Să ce e lipită pe asta. Aici, larve mari. Da, nu se văd niciun, nu se vede niciun nou dozi. Aici oricum brama asta era foarte prost. Nu ai de tot. Are adunat și sus o ramă full. Probabil. Ca niște miere, văd că e puie care urmează să iasă pe aici. Și partea asta... La fel, niciunul. Bravo! Cred că ceva îmi zice că am dibăcit-o. Următoarea puie e de miere. Asta... Tot de miere și nu prea sta bine. Deci nu cred eu că are puiet și mai asta. Bun. Arată ochiuț. Hai să vedem acum. Am intervenit să dau și niște tratamente. Să dau și niște tratamente. Anul ăsta băgăm de ăsta. Gold varoa de ăsta. Așa.
tractor. Ia mă să vedem de ce ai făcut-o. Te-ai dus și jos acolo, faci știi ceva? Jos, vă puține rame la care a lucrat. Hai să vedem acum ce arată. Ia să vedem. E mai extins și tu sau? Câte rame ai? Vreo 5. 15-6. Problema că are prea puține rame sus. Asta am pus-o la margine. Să dispară de aici. A început și ea. Dar dacă îl scupe 5 rame ca lumea pe ăsta, peste iarnă eu sunt mega mulțumit. Chiar 4, ar fi bine și 4. Da, ai început să tragi un pic de asta, bravo. Nu pot să-ți dau niște... Aoleu, ce mi-e ăștia aici, s-a scântat. Regina asta, sincer, n-am văzut-o niciodată. Nu are niciun nou aici. Ce? Cum ai murit? Ce-i pe asta? Ai murit, ai plecat, ce-i cu tine face? Ba, nu, uite că are niște ouă. Dar e obișnuit să pontez de sus. Unde sunt cele din cat. Da. După are mult polen, în schimb. Este un lucru bun. Punem foarte mult. A fumat și calbina. Arată bine. Și trântorache. Trebuie să intervin cu niște... Trebuie să mă bag cu niște sirop pe tine. Că văd că nu-ți place să o faci. Te obișnuiești sus. Nu prea vrei să o faci tu o jos. Dar te dezobișnuiești. Te face băiatul să te desobișnuiești. Da, ia să vedem aici. Ia mă, văd și originea. Aș vrea să te bufat. Pe aici pe undeva, că văd că se ouă, deci... Partea nasoală e că pentru că a stat mai mult în partea de sus, e, da și trage după aia. Nu are nicio ramă de miere aici jos. Mă gândesc că și trage aia de sus. Dar arată bine, văd că și asta e oată, asta e oată chiar toată. Bravo! Nu vreau să-ți văd și eu, Regina, pe aici, să văd și eu dacă arată bine, dacă e întreagă. Nu te interesezi. Și asta e toată oată, bravo! Hai că văd că a început după rama asta să facă full. Și ce ai să vă mă extind de aici. Bravo! Așa. Hai să vedem mai departe. Mi-a plăcut asta. Mm.
aici la margine, mamă, ce e acolo, unde e albine? Stați una peste alta, mă? Cât ai apucat de ramă asta, dar ce e acolo, uite? Ce nu știu ce-o fi. Ce nebună, va avea și albine asta. Ah, gata, am văzut și regina. Da, arată bine. Nu știu dacă se vede pe margine aici, pe la degetul meu. Gata, nu te speria. Te speria. Da, arată bine. Au luat frumos și asta toată. Bravo. Gata. Mă interesa și pe mine, să văd care toate aripile, picioarele. Bun. Deci e bine. Una, două, cam patru rame full de puiet. Nu e mult, nu știu dacă să-ți dau chiar două, dar să dau două, două. La una jumătate. 4 rame. Ia-ți dau două. A, să nu te curești bine. Să nu te curești de tot. Trebuie să nu te curești de tot, da? Așa. Foarte, foarte drăguț. Destul. Bun. Trecem mai departe. Mai dau un pic de... Ce nu s-a mutat asta? Puteai să stai tu acolo. Ăsta într-o parte. Bun. Mai departe. S-a înregistrat ceva? Mergi. Arată bine și eu. N-am ce să zic de rău. Bine și eu, bine și eu. Să vedem mai departe. Eu ăsta i-am luat un cat cu albina. Așa, și i-am dat la altul, bine, am mai luat și o ramă. De cam puțin în cat mai. Am luat și o ramă de puiet cu albină și am ajutat niște roișuri. Pentru că el și așa avea destul albină. Nu? Și am dat un cad nou de ăsta la crescut. Am zis că dacă îi dau niște zahăr, bani să aibă ce să facă. Mâncare oricum avea destul. Dar și pic asta vă nu e mai așa, nu mai fi mai așa agresivă. Asta e agresivă. Am o ramă aici din 1500 toamna, singura care mai am de lemn,
pus-o la margine. O să o scot. Când... Săraci. Cum a lipit asta? Uite ce? Vedem ce eram scot. O scotem pe asta care am pus-o. Am lucrat cea pe care am scos-o. Nu știu dacă se vede ceva, nu-mi dau seama, sincer. Vezi că se vede. Văzut că a început să vină la ea. Așa, să băge în seamă. Nu fie regina pe aici. Nu pare. Da, mă, Petru. Stați aici, așa și la voi aici. Tatăl vostru. Hai să vedem în continuare. Asta e o ramă frumoasă. Acum are piet. Aici, plină cu miere. Deci uite, dacă vrei să ui, faci o uță, o ai pe asta aici. Asta e tot o oată. Cu o 20 larve mici, foarte frumos. Bravo! Și aici, tot la fel. Larve mai mari. O să vedem și următoarea. Da? Asta urmea să iasă. Văd că o până jos. Toată ramă. Da, foarte frumos. Au. Și aici la fel. Foarte, foarte frumos. Mă treabă că nu e oată, în schimb. Nu? Că e oată. Nu vă pute. Nu ești de acolo. Nu mă faci un step plin. Rămâni un step plin, mă. Mai ne-ți facă rău. Și tu te bagi. Deci că ești beată. Tot bă, că se întâmplă lucrurile. Mă scoatem pe asta și gata. Că scurez de asta. Miere. Uite că are alte rame cu loc și văd că vrea să o onare. Văd că mă enervează lucrul ăsta, să spun sincer. Dacă tu vrea așa... Să ți-o pune aici. Ei, băi tu, frate, și altă să îți vină pe un gând aici. General, albina, într-adevăr, preferă ramele vechi, dar dacă chiar îți pui ambiția cu ea, poate să o pe orice ramă. Asta-i stricat de jos. Are trântă, eu asta ar trebui să scot. Următoarea e numai mie. Așa stă mă fac acolo. Nu e rău.
tot cam atâta. În America, la prim. Dar cu ăsta e un pic mai mult să mă pun să... Nu e vreo diferență. Să fii spart, chiar la rama eu știu ce a fost în interne. Este super o barosan. Ai bine e destul, ce puțin. Ia mă, și aici ce ai pus? Dacă acolo ai pus așa, acolo ai pus așa. Stai și eu să... Hai că n-ai vrut să te întinzi pe altera. Mamă, cât de grea asta, mă, ați așa. Mă, tare la fel. Asta deja are... vreo 10-15 kg de mir. Lasă-o să ai. Lasă-o să ai să-ți fie bine. Da, mă, da. Așa, da, foarte drăguț. Făcut drăguț, sincer. Și plec o roată aici pe undeva. Așa. Hai fiți voi așa. Te vă dau și ăsta, dacă vreți să vă pune sus, să faceți loc. Bun. Mai departe. Așa. Ce mai așa. Ai mus mai mereu, dacă se vede bine, se vede. Mai prezent așa prin cac, am tot la fel. Nu mai știu, parcă și rău ăsta i-am luat ceva. Este sau la următorul, nu mai știu. Mai da să mai ajut și roiul ăsta. Mai pricăjit. Propolizează tare și dacă nu le dau așa odată cu ăsta, mă, chinui trag de ele ca de un calmor. Și dacă le ridic un pic pe col și sparg acolo rezistența, urmă foarte ușor deschid. Asta. Mai trag de el ca de un calmor. Ce cum acolo? Propolis, ce? Și-a pus chiar aici, pe la bălamuc. Da, arată bine. Drăguț, drăguț. Asta a fost tupul ăla cu două mâci. S-a la crescut. Doar că e foarte urtă. Făcut de asta de trântor pe acolo. Nu-mi place de robul, fata. Partea asta văd că e început să facă ca lumea, nu? Partea asta...
Vom vedea, o scoatem mai întâi. Prin august. Azi am să iernesc pe 10 rame, stai din. A, stai mă, vreau să scot asta. Să-mi duc și eu mai rapid. Da, mă, mai cât plânge, mă, că te pun aici la familia ta, cu surorile tale. Ia să vedem mai departe. Știi cum arată prietul, cât... Aici nu mai miere. Da, aici nu mai miere. Pare că mai culesc, că nu le-am lăsat chiar așa multă miere. Mi se pare mie că zboară cam tare. Aici are niște puie, dar rama asta e pila aftare. Asta trebuie scoasă de urgență. Ia, făcut. Scoate, dar acum nu știu ce să-i fac. Aici licărește, vă, că e toată oată. Aici e bine. Aici e regina, dacă se vede. Toată oată și asta. Nu te speria, mă, nu te speria. Dacă te pun aici, fetele tale. Te speria. Hai să vedem mai departe. Am făcut 2 ore, ce puțin de scos. Bine că e oată pe aia. Asta la fel. Tot o oată. Pe partea asta. Pe partea asta n-a venit. Următoarea. Asta un pic mai puțin puiet. Da, vă, că își revin. Da, e rău. Eu zic că i-a făcut loc reginei în partea aia, deci pe acolo o să facă cuibul. Deci scăpăm de ramele astea bucucași. Da.